Gradul de dizabilitate 50 sau mai mare de 50. Dizabilitățile care corespund unui grad de handicap 50 includ următoarele boli. Bolile de inimă, rigiditatea articulațiilor șoldului sau a genunchilor, desfigurarea facială masivă sau chiar pierderea nasului, migrene adevărate într-o formă severă cu atacuri de migrene de lungă durată și foarte, foarte stresante, depresie severă cu dificultăți de adaptare socială, pierderea unei mâini, incontinență urinară completă, probleme psihologice severe și deficiențe în viața socială, proteze în articulația genunchilor, diabetul zaharat de tip 1 și probleme semnificative de echilibru, însoțite de amețeli și nevoia de ajutoare pentru mers. Persoanele cu un handicap grav au dreptul la un card de persoană cu handicap grav, care aduce după sine unele reduceri și unele avantaje, precum pensionarea anticipată, protecția specială împotriva concedierii, conform căreia angajatorii trebuie mai întâi să depună o cerere la birou de integrare înainte de concedierea salariatului, reducerea impozitului pe venit cu 1140 de euro, vacanțe suplimentare și așa mai departe. Acum, haideți să vedem cât costă indemnizația sau pensia de invaliditate în funcție de gradul de dizabilitate. De la bun început trebuie stabilit faptul că pensia pentru invaliditate este menită să compenseze costurile mai mari pe care le au oamenii din cauza unui handicap. Cât de mare este suma de bani însemnând pensia de handicap, întotdeauna depinde de gradul de handicap. Pentru un grad de handicap 20 se poate încasa suma de 384 de euro. Pentru gradul de handicap 30 se poate încasa suma de 620 de euro. Pentru gradul de handicap 40 se poate încasa suma de 860 de euro. Pentru gradul 50 se poate încasa suma de 1140 de euro. Pentru gradul de handicap 60 se poate încasa suma de 1440 de euro. Pentru gradul de handicap 70 se poate încasa suma de 1780 de euro. Pentru gradul de handicap 80 se poate încasa suma de 2120 de euro. Pentru gradul de handicap 90 se poate încasa suma de 2460 de euro. Iar pentru gradul 100 se poate încadra suma de 2840 de euro. Pentru persoanele neputincioase, pentru persoanele oarbe sau persoanele surdomute și oarbe în același timp, cu marcajul H, BI sau TBI în cartea de identitate, suma la care se poate încadra este de 7400 de euro. Pensia de handicap în valoare de 7400 de euro se poate aplica și persoanelor care au nevoie de îngrijire medicală de gradul 4 sau 5. Aceasta se aplică indiferent de gradul de handicap și de marcajele de pe cartea de identitate a persoanei cu handicap grav. Cum se poate obține indemnizația de invaliditate? La depunerea declarației de impozit, la finanțament, completați anexa respectivă. Pentru a primi suma forfetară trebuie să faceți dovada handicapului dumneavoastră, iar pentru a face acest lucru trebuie să atașați o copie a unuia dintre următoarele documente la declarația dumneavoastră de impozit anual: adeverință de la biroul de pensii, certificatul de la fondul de îngrijiri medicale sau avizul de pensie. Finanțamt stochează aceste informații într-un registru, apoi puteți utiliza pur și simplu suma forfetară în următoarea declarație de impozit. Asta înseamnă că angajații și persoanele care desfășoară activități independente trebuie să plătească mai puține taxe în anul curent. De asemenea, există doar două moduri de a economisi aceste taxe. Fie profitați de indemnizația pentru persoane cu handicap, fie puteți declara la fisc costurile efective suportate.